Bună seara și bine v-am găsit la Medica Special. Eu sunt Andrada Popovici și, doamnelor și domnilor, iată, mai este o zi până când trecem în noul an. Lăsăm în urmă un 2020 care ne-a încercat pe toți. Un 2020 cu foarte multe încercări pe toate planurile. Însă, în seara aceasta nu vreau să vorbim despre raportul obișnuit pe care îl trimite grupul de comunicare strategică. Facem o pauză în această seară de la această pandemie. O pauză mentală, să spunem așa. Și ne axăm pe ceea ce ne face bine. Pe ceea ce ne face bine sufletului. Pe ceea ce ne face să ne simțim bine. Spre exemplu, în acest moment, rochia pe care o port mă face să mă simt extraordinar. Nu întâmplător am adus în discuție această rochie tocmai pentru că poartă semnătura unuia dintre invitații noștri din această seară. Alături de el, de asemenea, un alt invitat special. Amândoi au scris istorie și scriu istorie în domeniul designului, în domeniul artei. O să-i cunoașteți în această seară, pentru că ne focusăm pe oamenii care contează, pe oamenii care ne reprezintă atât în țară cât și în străinătate, care duc mai departe brandul României. Rămâneți alături de noi! Rămâi aici! Medica Special începe în câteva momente. Am revenit la Medica Special. Vă promiteam că în această seară ne focusăm pe oamenii care scriu istorie, pe oamenii care contează, pe oamenii dragi sufletului nostru și care fac să crească România. Atât aici la noi, în rândul nostru, cât și în străinătate. Am plăcerea să iau alături de mine în platou pe Laura Olaru. Bună seara, Laura! Bună seara! Care este designer, genți și încălțăminte și de asemenea și alte accesorii. O să ne povestești mai multe despre toate acestea. Sigur, sigur. Mulțumesc. Și de asemenea Ștefan Pelgăr. Bună seara, Ștefan! Bună seara! Bună seara! Scripești? Da, tocmai le spuneam telespectatorilor că în această seară port o rochie care este semnată de tine. Nu le-am spus încă la început despre cine este vorba, pentru că voiam să le fac o surpriză. Este o rochie senzațională. Sunt foarte onorat că îmi porți creația și mă bucur că la fine de an să ne bucurăm de lucruri frumoase, să ne bucurăm de un an care a fost greu pentru noi toți, dar să-l terminăm cu lucruri care ne bucură și care ne dau un pic de încredere în sine, chiar dacă este vorba nu numai de îmbrăcăminte și de accesorii și așa mai departe, pentru că prin ele noi cât de cât ne mai... ne relaxăm un pic psihicul, ne detașăm și ne simțim bine în pielea noastră, pentru că asta este foarte important, mai ales după un an ca și 2020. Exact, despre aceasta este vorba în seara aceasta, la această ediție specială. Lucrurile care ne fac să ne simțim bine. Vreau să facem o pauză de la această pandemie, să lăsăm un pic la o parte toate aceste cifre pe care le primim în fiecare zi, care într-adevăr ne îngrijorează. Nu trebuie să uităm despre, doar că în această seară este vorba despre noi, despre ceea ce ne face să ne simțim bine. Și cum spuneam încă de la început, această rochie mă face să mă simt senzațional. Parcă mai este foarte puțin până la trecerea dintre ani, așa că în sufletul meu petrecerea deja a început. Așa că o să vreau să încep cu fiecare dintre voi să-mi povestiți mai întâi despre pasiunea voastră și cum a început totul. Cum ați început voi să scrieți câte o filă în istoria designului? Și o să încep cu tine, Laura. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Așa cum ai spus, a fost un an foarte dificil pentru fiecare dintre noi, chiar dacă noi ne ocupăm cu partea frumoasă a lucrurilor, nu putem ignora ce se întâmplă în jurul nostru. Pentru mine începutul a fost destul de delicat, pentru că nu... Deja mă repet, eu nu am studii în domeniu, doar o foarte mare pasiune și cumva mă gândesc că am fost ajutată mai mult de sus, așa, ca să pot începe. Da, foarte mult. Fără foarte suflet mult. Nu se poate. Absolut, absolut, da. Și pe lângă pasiune, nu știu, poate că talent cumva mi-a dat un pic Doamne, dar în spatele tuturor chestiilor pe care noi le facem, începând de la genți până la haine sau încălțăminte, este foarte multă muncă. Foarte multă muncă. Câte ore petreci zilnic în atelier? Îți dau dreptate, cu foarte multă muncă, pentru că puțină lume înțelege ceea ce e în spatele unui simplu tricou. Absolut. Sau unui simplu ceva, ce pare foarte simplu și ceea ce nu este foarte simplu. Noi măsurăm de 1000 de ori și tăiem o dată.
dar e foarte, e foarte delicată toată această poveste, dar este o poveste frumoasă, este o poveste din care eu nu mi-aș dori să ies vreodată, pentru că tocmai pentru asta la 40 de ani eu am luat-o de la zero, fix pentru această poveste. La 40 de ani ai început? La 40 de ani am luat-o în serios, da. Da, toată... Ca și business. Ca și adevăr. Business, da, cumva. Nici acum nu realizez foarte bine partea materială, eu sunt tot într-un vis, așa. Dar când... ca noi. Da, exact. Da, da. Dar e foarte bine, că practic asta te ajută. Dacă n-ai început prima dată să creionezi prima poșetă sau primul accesoriu, ce-ai creionat de fapt prima dată? Prima dată am început cu cel mai simplu lucru, adică un claci, un plic efectiv, da, cusut pe două laterale și cam asta a fost. Dar a fost, nu știu, nu-mi imaginam că o să ajung aici, asta e clar. Dar pe măsură ce timpul trecea, dezvoltam idei. Și atunci, automat, am ajuns aici. Și a fost greu, dar e foarte... Întotdeauna am emoții la... Nu, când vorbești despre meseria ta, se simte emoția și eu cred că emoția este extrem de importantă și ne definește. În tot, da. Practic, în momentul în care creionezi, emoția o transmiți și o transmiți mai departe celor care vă poartă creațiile. Gândește-te că acel produs este copilul tău într-un fel. Absolut, ai stat și l-ai clocit, l-ai mintal, după care l-ai pus pe hârtie, l-ai creonat. Ai făcut un tipar, ai făcut o probă, ai făcut a doua probă, nu ți-a ieșit, nu ți-a l-ai aruncat la gunoi, iar așa ai început de la zero așa și așa este, mai departe. Da. Adică La tine cum a fost, Ștefan? Când ți-ai dat tu seama prima și prima dată că acesta este drumul pe care vrei să-l urmezi? La 3 ani am început să desenez, asta continuu, adică fără să fac altceva, nu m-am jucat fotbal, nu m-am jucat aia, nu mă jucam decât Lego, Barbie și cusut de la bunica, care avea o mașină de cusut Zinger veche și mă învăța să trag cu mașina. E, pe la un 5 ani coseam mamei un șorț, o ceva, o... Deci, practic, nu știu cum să zic, a fost... La mine este o vocație, la mine este o chemare, la mine este un... Eu dacă m-ai fi pus să fac altceva în viața asta, n-aș fi putut să fac absolut, dar absolut nimica. Poate să fiu hairstylist sau make-up artist sau tot așa. În această zonă de confort și creativă, pentru că sunt prost la cifre, în schimb vorbesc 6 limbi, dar nu știu dacă m-ar fi ajutat foarte mult în România să lucrez în sistemul, în traduceri, sau da, să te folosești de această... E foarte important. Adică sigur în domeniul... că e important, pentru că am călătorit toată lumea și am reușit să mă conversez aproape pe toate continentele cu toți oamenii cu care am avut de a face. Ei bine, această pasiune s-a transformat dintr-un desen simplu. Mama le-a păstrat, by the way, toate desenele mele sunt rafturi, cutii atâta, de prințese îmbrăcate, după care din aceste desene simple au văzut părinții că am o vocație și un talent pentru acest lucru, au angajat un tutor pentru desen, chiar cineva foarte cunoscut, pictorul Mati Stoici, care vine din clanul pictorilor Mati Stoici, care este expus și la MoMA și așa mai departe. Deci am avut un mentor foarte, foarte bun, dar de la pictură am văzut foarte rapid că nu vreau să merg în direcția de pictură, ci că vreau să merg în direcția de haine. Aveam o mătușă din Elveția care era extrem de bine îmbrăcată, venea încă pe timpul lui Ceaușescu, unde am văzut și primele genți, despre asta vorbim, că ele m-au fascinat cel mai mult, accesoriile, că ele sunt de fapt cele care completează ținuta, întregesc ținuta complet, căci fără un accesoriu, poate să facă ținuta fantastică sau să o ruineze absolut complet. Și viceversa, e la fel. Bun, această mătușă care era îmbrăcată, am voie să numesc niște branduri internaționale. Mă rog, era îmbrăcată, da, folosea branduri internaționale. Branduri internaționale de top, adică vorbesc despre Runway, prietenă fiind cu Gianni Versace și așa mai departe, adică cam genul ăsta de nivel.
Și de acolo am pornit eu să văd cum arată cum arată o rochie frumos făcută. Multe dintre rochii îi le făcea ca două mamei, după ce le purta o singură dată la New York, la Met sau la Firenze, la Veneția, la festival sau așa mai departe. Și mama, o femeie extrem de cochetă și extrem de elegantă, făcea soareuri și se îmbrăca în aceste rochii, iar eu stăteam și admiram și palpam materialele. Și uite așa, la 14 ani am început să lucrez la magazinul Benetton din Brașov, că eu sunt din Brașov, după cum bine știți, ca și stilist de vitrine. Magazinul era tot al mătușei mele. Deci, practic, totul s-a focusat pe această șină. Și în familie a pornit. Și a pornit în familie. Practic, te-au inspirat cei din familie. Da, cele două femei din familie, cele două femei importante din familie, că tata n-avea cum să mă inspire, că era preot. Da. Și sutana lui de preot nu era chiar așa foarte inspirațională pentru ceea ce am ajuns designul, dar poate designul... Am făcut o colecție la un moment dat inspirată din costume naționale săsești, că sunt din heritage săsesc. Și da. Unde am inclus și aceste elemente ale frocului de biserică și așa mai departe. Sunt foarte curioasă ce a spus tatăl tău. Vreau tatăl să facem o mică paranteză. M-am admirat de la început la Z. Minunat, nu mă pricep, dar e minunat. Ești talentat, ești bine, du-te. Da, tocmai că atunci când ne gândim, mai ales că tatăl tău este preot, are o anumită rigoare, dar nu în sensul rău al cuvântului. O rigoare a ținut și așa mai departe. Și eram foarte curioasă să văd care a fost susținerea din partea lui. Poate că el a vrut să te îndrepți către un alt domeniu sau întrebări pe care și le pune toată lumea. Da, sigur că în familia noastră sunt mulți medici, sunt mulți avocați, sunt muzicieni, adică sunt și artiști, dar designer încă nu fuseseră, iar încă era după Revoluție, scurt după Revoluție, nu știam unde să... Și tot așa ne-am adresat către această mătușă din Elveția, care m-a înscris pentru Facultatea de Design Vestimentar de la Viena. Au fost 700 aplicanți, 11 am intrat. Și 4 ani de zile, după bacalaureat, m-am mutat la Viena. Am terminat facultatea cu diplomă, ca designer, și după care am mai plecat jumătate de an la Sorbona să-mi implementez un pic cunoștințele pe care le-am avut în această facultate, după care am făcut mai multe stagii la Benetton, la Missoni, la Divercalo, la Opera de la Viena. Eu sunt un pic mai dramatic, după cum vezi și în ținutele mele, dramatismul e prezent tot timpul, pentru un că dramatism îmi place... O fi probabil influența tatălui. Da, cu siguranță și asta, dar eu sunt un mare fan al operei, deci muzica clasică, pentru că la noi în casă se asculta numai muzică clasică și când le vedeam pe aceste dive, de-o fi Angela Gheorghiu da, pe care am și avut ocazia să o îmbrac de nenumărate ori, la Paris, la Londra, la München. La biserică mergeai? Sunt curioasă. La biserică mergeam, da, cântam și în cor, doar că am fost dat afară pentru că vorbeam prea mult. Cum vorbești și acum, non-stop? Da, mergeam la biserică, da. Dar nu sunt ateu, dar niciodată nu mi-au impus ai mei că trebuie să ai o credință anume. Poți să crezi în ceva frumos, ce acolo sus, ceea ce te păzește. Desigur că și-ar fi dorit să devin preot, dar după cum vezi, sunt un pic prea colorat pentru a fi preot. Da, te întreb lucrurile acestea tocmai pentru că în general cei care vin din familiile unde tatăl este preot, în general tatăl își dorește ca și fiul să-i urmeze calea, în general să-i impune o anumită strictețe și să-i impune această credință. Uite, pe de altă parte tu îmi spui că la tine în casă se asculta operă, nu se asculta neapărat muzica aceasta bisericească. Nu, dar se asculta și jazz. Se asculta jazz. Adică o familie din ce-mi povestești tu, destul de nonconformistă. Aș spune chiar nonconformistă, pentru că părinții mei aveau prieteni din toate domeniile, din toate categoriile sociale, nu făceau diferență dintre absolut niciun fel de oamenii, erau oameni, pentru asta și asta am învățat de la ei și de la fiecare poți învăța ceva și creativ și artistic și așa mai departe.
o aveam pe Mărie, pe țiganca, care venea o dată pe lună și îi admiram fustele și la un moment dat i-a făcut cadou mamei o fustă din aia de țigancă, da, da, da. Și ne aducea mure și prune și ce ne mai aducea, că na, pe vremea aia nu prea aveai de unde. Ghebe și mai știu eu ce. Pe de altă parte, regele Mihai cu regina Maria la noi în vizită la ceai, ambasadori, artiști, actori, deci am avut parte de o copilărie pestriță și de lume pestriță, de la foarte flamboiantă, de la foarte sobră și așa mai departe. Așa că au încercat să, cred că acel amestec încă este în cap și de acolo vine și pasiunea aceasta de a făcea niște combinații poate puțin mai ciudate sau mai exuberante. Tot ce vine din exterior ne influențează. Absolut, absolut. Da. Mă gândeam vis-a-vis de părinți preoți și avem pe Elena Gheorghe, avem asta pe, zic, da. Da, pe da. Lidia Buble, care părinți, la fel, da, exact, da, vine da, dintr-o, da. Dintr-o și familie. Sunt artiști. Numai că da. Nu sunt băieți. La băieți da. Tot timpul n-ar fi putut să devină preotese. Sau la noi, în religie, la nemți, să fetele pot deveni preotese. Nu știu cum e la ortodoxism, sigur nu. Probabil, dacă e un părinte mai rigid, te obligă să te căsătorești cu un preot și atunci devii preoteasă. Preoteasă. Clar. Da. Adică de asta spuneam că există o anumită rigoare. Cel puțin la noi există oare, care depinde foarte mult de fiecare familie până la urmă. Absolut. Și cum alege fiecare familie în parte să-și crească copilul. Se vede că a avut o influență din mai multe părți. Pentru prima dată ai spus despre mătușa ta. Clar, bunica a fost prima. Bunica, clar, da. a avut influența cu cusutul influență. Și așa mai departe, pentru și desenul și așa mai departe. După care desenul, pictura, magazinul, decorațiile, vitrinele și după aia facultatea. Mătușa cu facultatea au fost cam în același în același timp, da. La tine, Laura, cine te-a influențat cel mai tare? Cine ți-a ghidat, să spunem așa, drumul? În primă fază, nu știu câtă încredere au avut ai mei în mine. Eu, neavând în familie, nu știu, persoane care să mă influențeze și să mă ducă în zona asta, a fost pur și simplu pasiune. De ce spun asta? Pentru că încă de mică mă cocoțam pe tocuri, dar asta, știi, asta fac toate fetițele. Dar s-a dezvoltat toată această idee de a mă duce spre modă. Eu, având la un moment dat în Constanța mai multe magazine de haine, și de aici m-am gândit că cel mai bine ar fi să fac eu ceva decât să tot import lucruri și să le așez în viziunea mea cumva, sau să îmbrac femeile după cum mi-ar plăcea mie să arate. Și atunci am zis, băi, stop, și vreau să o iau de la capăt cu ceva făcut efectiv de mâinile mele și de mintea mea. Și așa am lăsat povestea din Constanța și ne-am mutat în București, eu și soțul, și am început să creăm genți și tot felul de accesorii. Spuneai că prima dată, te rog. La început, nu știu dacă ai mei vedeau foarte bine această situație, pentru că eu dădeam practic o afacere, că era o afacere, aveam mai multe magazine în Constanța, dădeam o afacere pe un vis, cumva. Uh-huh. Și atunci îți dai seama că nu prea erau... Dar, totuși, părinții mei, pentru că nu îmi găseam o mașină de cusut, voiam ceva la mâna a doua să văd dacă mă pot descurca, eu necu sunt niciun ac vreodată în viața asta, da? Au zis, băi, ok, hai că o să-ți caut eu, maică mea, o să-ți caut eu o mașină de cusut pe aici, pe la noi, prin Râmnicu Sărat, și vedem cum facem. Și mi-au căutat, mi-au găsit, mi-au trimis-o cu fancurierul, mă rog, la Constanța. Am apucat așa cumva, bineînțeles că i-am spart pedalele, că mă enervam și nu-mi ieșeau. Dar pe măsură ce anii treceau, 2, 3, 4 ani, au început să se gândească că ar trebui să investească mai mult în toată povestea asta a mea. Și cu timpul a venit și ajutorul, nu numai și material, m-au ajutat foarte mult ai mei și surorile mele ca să ajung aici cumva.
Știu că ai un sprijin foarte mare și din partea soțului. Practic, sunteți amândoi în fiecare zi în atelier. Noi suntem amândoi în fiecare zi în atelier, da, avem doar o doamnă care ne ajută, dar eu cu soțul facem toată această muncă minunată. Muncă, da, da. Da, e, pe mine mă fascinează foarte mult și acest domeniu, tocmai pentru că pentru fiecare piesă în parte, cum spuneai și tu, Ștefan, un simplu tricou. În spatele acestui tricou înseamnă câteva ore de muncă sau câteva zeci de minute de muncă, depinde de fiecare piesă în parte. De la schiță până la alegerea materialului, până la a face acele combinații care să fie așa cum le-ai visat și până ajunge la clientă, la cea care în final mai poartă. Ai sărit câteva. Pe scurt, eu am spus pe scurt, exact. Ca și la pielărie, același lucru se aplică și la croitorie, design. Pleci de la alegerea materialelor sau unii plec de la schiță și după aia aleg materialul în funcție de cum... Eu sunt genul care mă duc întâi și caut materialele și în secunda 2 când pipă e materialul, știu ce vreau abia să fac atunci, din el. Da, și la noi alții la fel. Sunt, da. Alții fac altfel. Întâi desenează și după aia și caută, dar sunt tipologii și tipologii. Mă rog, dar de la desen și produsul finit sunt mult mai multe. De aceea sunt un pic, cum să zic eu, enervat, că nu aș vrea să zic mai urât, despre toate cuconițele acestea care aduc tot felul de chinezării în țară la 5 lei, 10 lei, 15 lei, da. Și strică piața unei industrii, practic, mai ales în perioade din acestea grele, unde omul oricum nu vrea să cheltuie foarte, foarte mult. Și evident că noi, ca și brand, cum am spus, suntem obligați și avem niște prețuri de pornire deja foarte high. Deci nu putem să concurăm cu... O bluză neagră e o bluză neagră. O bluză neagră de la Stefan Pelger costă un preț, o bluză neagră din China, de la tântica influențărița, mă rog, what's ever, ce-o fi ea, are un alt preț. Are un preț de nimic, dar o bluză neagră de catifea e o bluză neagră de catifea. Și până la urmă, foarte mulți, din păcate, în România, nu apreciază calitatea cât apreciază prețul. Hai să avem multe, să nu avem... Încă în România este quantity, not quality. Dar care este diferența? Dacă tot ai adus în discuție acest aspect, care este diferența? Luăm o rochie neagră simplă. Pentru că rochia neagră, știm, ne ajută și ne scoate din... Little black dress. Exact. Absolut. Trebuie să o ai, este indicat pentru fiecare femeie să aibă o rochie neagră în dressing. Care este diferența între a avea o rochie neagră cumpărată, așa cum spuneai, de la cineva cu un preț de nimic sau o rochie care poartă semnătura unui designer? Care este diferența în primul rând la calitate, care este diferența în timp și care este diferența atunci când ieșim și ne prezentăm în fața celor din jurul nostru? În primul și în primul rând cred că este vorba și despre brand awareness-ul despre care vorbim, nu? Laura, da, e un pic trebuie dezvoltată toată această idee, da. Dar în principiu eu sunt de 20 de ani, mai mult, de la 14 ani, acum am, să zicem, sunt în acest domeniu, acum am 42 imediat. Mulți înainte. Mulțumesc de asemenea și nu am oprit o zi să iubesc ceea ce fac, dar sunt pus în situație în care mi este foarte greu să țin pas, pentru că eu fac produsul cap-coadă. Sunt creierul, adică trebuie să mă plătesc pe mine. Sunt angajator, trebuie să plătesc oameni, sunt importator, sunt furnizor, adică le am pe toate. Nu clic pe un internet chinezesc și comand 20 de rochițe negre. În primul și în primul rând, alea sunt făcute în 200.000 de exemplare. La mine rochia este făcută în, să zicem că merge în serie pe site, că aceste produse toate sunt pe site, merge într-o miniserie de 50 de bucăți sau de 30 de bucăți. Altfel se împarte acel tipar care se face la început și din care iese un prototip, din prototip faci schimbări și așa mai departe. Asta costă ore, costă muncă, costă
și ora de muncă în România este una destul de scumpă în momentul de față. Nu este ca în Bangladesh sau în Uzbekistan, de unde vin majoritatea produselor care se vând pe site-urile din România, de diferite dudui. Sau... Și atunci, la toate, tocmai de aceea, prețul final are în spate o anumită explicație. Da, dar are și o poveste în spate. Are și o poveste în spate, are un nume în spate, are o calitate a materialului în spate care nu poate concura, dar pe site nu vezi. Negru e negru, noaptea toată, toți suntem negri. Da, da, da. Laura, te rog, spuneai că trebuie un pic dezvoltat acest subiect. Da, la ce a spus Ștefan, eu cred că aș adăuga și faptul de a comunica cu oamenii pe social media. Tot noi facem și asta, apropo. Adică nu vine altcineva să noi facem postările, noi ne ocupăm exact ce a spus el, plus toate celelalte chestii. Eu niciodată nu mi-am calculat timpul pe care îl petrec în atelier. Eu niciodată n-am adăugat preț la această geantă, să spun, băi, 100 de lei din prețul acestei poșete îmi revine mie. Niciodată n-am făcut asta. De ce? Pentru că eu sunt convinsă că clienta, doamna care vine și ți întinde banii, nu o să știe niciodată că tu ai petrecut, tu stai de dimineață până noaptea în atelier sau nu, nu o să facă asta. Știe doar că e făcut din dragoste, știe doar că îi place modelul și știe doar că te-ar purta a la lung. Aici e o discuție. Tu dacă cumperi o hăinuță de 10 lei, ea cu siguranță va fi de 10 lei. Adică atâta o porți. Dacă te duci la Ștefan și iei o rochiță pe care dai, nu știu, 700 de lei, să spunem, sau 500 de lei, cu siguranță o vei îmbrăca în mai multe, de mai multe ori. Și da? Poți să o dai și mai și departe. Și poți să o dai și mai departe, exact. Și poți să o lași și moștenire. Eu tot spun chestia asta. Uite, mă uit la rochiile pe care el le face. Eu le-aș purta pe toate, da? Doar că eu sunt cu negru și la mine e un pic mai delicată situația. Vorbim și despre asta. Da, exact. Dar poți să le lași moștenire. Uite, rochia de pe tine arată senzațional. Exact. Arată senzațional. Este exact. Un evergreen. Exact. Și mai ales că... Uite, este spectaculoasă ea în da, sine. Da, da, la atingere. Du-te să cumperi o, iartă-mă o clipă, du-te să cumperi o bluză sau o rochie din paiete din altă parte. Nu de la un designer. Și de ai pe să site, vezi, de pe ai un să, da, site. Și ai să simți chiar tu că nu este același mai, lucru. Exact, este mult mai... Ea este moale. Da, paietele nu te deranjează. E căpușită cu mătasă naturală. Paietele nu deranjează, diferența. Exact. Măsurile nu ți le știam că ești un S și S-ul, deci rochia îți vine... Turnată. O să vorbim și despre fiecare ținute în parte, o să mai vorbim și despre această rochie și cum, și cum le combinăm. Și, exact. Revenind un pic la discuția inițială, dar într-adevăr se pot face anumite combinații între o piesă care poartă numele unui designer și o piesă care este puțin mai ieftină sau care nu poartă numele. Însă care absolut, sunt acele piese? Absolut. Care sunt acele piese de rezistență, să spunem așa, acele piese care nu trebuie să lipsească din garderoba unei doamne sau a unui domn, de ce nu? Începem cu doamnele, nu? Da. O cămașă albă. Cămașă albă, clar, o vestă neagră. Da. Un sacou bine. Da, un sacou care să-ți pună foarte bine în evidență silueta. Croit, da, foarte bine croit. O maletă, un pantalon clasic pescăresc negru, unul cu vipușcă, un pantalon evazat, depinde de un stiletto negru, un stiletto nude. Da, sandalele da. La fel. Sanda, sigur. După care începem cu... De aici, dezvoltăm. Da, toată... Tricourile în V, albe, negre, da. Toate... Tricourile, toate eu am vreo sută, adică tricouri negre. Da, astea nu trebuie să lipsească niciodată, astea te scapă de tot. Da, da, da. Și the famous little black dress. Da, absolut. De la mormântare până la cocktail. Da. Iar atunci când vine vorba de accesorii, când vine vorba de genți, când vine vorba de încălțăminte, ce nu ar trebuie trebui să știm, lipsească? Trebuie să știm clar că trebuie să avem un stiletto, da, o sanda extraordinară, senzațională, pe care să stai mai multe ore, nu din astea cumpărate, așa cumva, pe care după jumătate de oră leșini.
Trebuie să ai un claci, da? Un claci negru, un auriu, un argintiu, asta nu trebuie să ne lipsească niciodată pentru că ne scoate întotdeauna din un ruj roșu și cam asta este. Eu la genți nu pot să zic niciodată, deci eu cred că am vreo 40 de genți și mi-am numărat acum de curând, mi-am numărat. Încălțările le-ai numărat? Da, am dat foarte multe cadou că nu le mai purtam de, dar eu am încălțări încă din perioada, perioada facultății, deci de 25 de ani. Ia, da, tocmai încălțări de calitate, despre asta vorbim. Da, atunci calitate, când, despre calitate, când ai nu ceva de cantitate. Da, când ai ceva de calitate, impecabile, rezistă. Pentru că eu le și țin în așa fel încât nu, dar mă rog, nu le mai vroia. Deci cred că sunt peste 300 de perechi de încălțări și peste 50 de genți. Mult. Da. În cazul tău, Laura, tocmai pentru că știi că se spune... Încălțăminte am foarte multă și am încă din vremea în care eram la începutul acestei povești, cumpăram de la ai noștri, nu știu dacă să le zic numele sau nu, acum chiar am o colaborare cu unii dintre ei, da? Și sunt tare mândră de această colaborare. Sper deci să ne brand-uri reușească. Românești. Brand-uri românești, da, 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 da. Și am pantofi de la ei și cizme de 15-20 de ani. Și le am, și le port. Da, da. Da. Nu înseamnă brand românesc egal, nu înseamnă brand, înseamnă brand calitativ. Calitativ, drept exact. Dovadă, da, 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 drept da. Dovadă că oameni care au rezistat în timp tocmai pentru chestia asta, pentru că au făcut chestii de calitate. Dacă nu faci produs de calitate, dispari. Dispari. Oamenii chiar, oamenii te urmăresc. Ai să râzi, dar au fost oameni, eu interacționez cu niște oameni acum în momentul ăsta și îmi spun, te urmărim de mult. Știm de la primii pași, știm cum ai început. Tu poate te gândești, băi, nu să mai duce nimeni în urmă să vadă dacă tu ai ce-ai postat-o acum 5 ani, știi? Dar oamenii sunt cu ochii pe noi, da. Și dacă noi greșim, cu siguranță, în primul rând, clientul nu se mai întoarce la tine, asta este clar. Și apoi, nu știu cum îți e ție, efectiv, pe o piață atât de variată și atât de e o piață care este amestecată. Amestecată și nu este controlabilă, că în general poți face niște statistici ce și cum și care este habitul de a cumpăra a unei categorii de femei și așa mai departe, dar aici este un flux, un ups and down de nu poți să faci niciodată un pronostic pentru următoarea perioadă. Noi mergem din an în an, din an în an, din an în an. Dar ce vreau să zic că a fost foarte important pentru brandurile, câteva branduri românești, ieșirea din țară și dovedirea a calității și a seriozității cu care ne prezentăm la fel de bine ca orice alt brand din Franța, din Germania, din Italia, din Spania, din America, de unde... Nu întâmplător am spus încă de la început că ați scris și scrieți istorie în acest domeniu, al artei, al designului. Tocmai să pentru sperăm că încă suntem la început, pentru că cei mari a trebuit să muncească vreo 30-40 de ani până să ajungă să scrie istorie. Dăm să zicem câte o filă. Suntem pe prima filă, suntem pe prima filă și suntem pe drumul cel bun. Da. Dar până să ajungem acolo unde ne dorim, cu siguranță mai avem. Dar suntem tineri amândoi și avem timp să facem toate lucrurile acestea. Dar e foarte important că ați dus în numele României mai departe. Prin voi, prin colegii voștri, prin toți cei care merg în străinătate, care își prezintă munca, munca românească, munca unde există suflet. Iată fiecare piesă în parte și știu că în fiecare dintre ele, fie că vorbim de încălțăminte, fie că vorbim de rochi, fiecare în parte poartă o poveste. O poveste smulsă cumva și din sufletul vostru, pe care o transmiteți mai departe. Tocmai de aceea am spus că ați și duceți mai departe numele României și vă mulțumesc în numele tuturor celor care ne și privesc noi în acest moment. Noi la mulțumim, rândul, da, noi mulțumim. Vreau să spun că suntem, iartă-mă o clipă, eu cel puțin și cred că și Stefan în aceeași notă cu mine, sunt bucuroasă și în același timp optimistă, chiar dacă acum trăim un pic momentele astea mai delicate, oamenii cumva vin și spre noi. Da? Dacă acum 4-5 ani
erau un pic mai reticenți la ceea ce facem noi, ceea ce construim noi, plecând de la agențiile astea, spre exemplu. Nu toată lumea voia să poarte asta. Acum, cumva, ori noi i-am educat, ori au venit spre noi pentru că ne-au văzut consecvenți, ori ne-au văzut serioși. Vin oarecum spre noi. Mi se pare că se îndreaptă mai mult spre designul românesc. Așa cred eu. Redescoperim. Probabil, da. Și trebuie să ne, cum ai spus foarte bine, în acest an critic, așa, trebuie să ne și reinventăm, pentru că toată această pandemie, toată planeta a fost fost pentru industria, pentru industria asta, și vorbesc global, nu vorbesc numai de România, da, exact. Dar în speță vorbesc acum de noi, că noi suntem aici, că nu suntem în unde suntem. Suntem în România. Pe mine unul m-a afectat foarte tare din punct de vedere al evenimentelor, al red carpeturilor, deci eu făceam pe puțin pe sezon între 400 și 700 de rochi la comandă. Anul acesta au fost 8. Deci 400 minimorum. Da. Anul acesta 8. Am sesizat foarte rapid ceea ce se întâmplă și am eu aveam deja shop online, dar l-am schimbat într-un online outlet în care le ofer clienților toată gama de produse din anii trecuți, de unde eu mai am stoc de materiale la un preț foarte mic. Da. Adică acum ar trebui să te adaptezi. Da, pentru că brandul, nu vreau ca 17-18 ani de când am acest brand, se fac 18 ani la anul, 18 ani în care am prezentat la New York, a scris Vogue despre mine, Anna Wintour, deci au fost niște momente în care chiar mi-ar părea rău de această muncă asiduă pe care am dus-o, să lasă să clacheze totul, că dacă nu ești prezent în momentul de față, pe internet, pe rețelele de socializare, dacă nu ai site-ul bine pus la punct, și atunci am făcut acest compromis de a face acest online outlet în care se regăsesc toate produsele din aproape toate colecțiile mele, pentru că sunt atemporale, numai că sunt de găsit la niște prețuri mult, mult, mult mai mici, adică toată lumea își poate permite ceva de pe acest site, pe www.pelger.ro, foarte simplu de ținut minte. În cazul tău, Laura, cum a fost această perioadă care, da, ne-a afectat pe fiecare în parte? Eu am avut un an minunat anul ăsta, n-aș vrea să sune, nu știu, probabil că a fost anul meu, habar n-am, nu-mi dau seama. Fiecare a muncit într-un anumit fel, da, corect. E adevărat, am muncit foarte mult anul ăsta, doar că am făcut sute de piese le-am făcut. În continuu am muncit și când am fost închiși prima dată și acum. Adică noi am mers, nu-mi dau seama de unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat toată povestea asta. Și nu neapărat pe site, avem și noi un site care e un pic așa, nu știu, e lăsat în aer. Nu ne-am ocupat de el, de fapt. Pe pagina de Facebook, pe colaborările pe care care au venit la noi, toate astea ne-au ajutat foarte mult. Deci noi am avut un an plin, efectiv un an plin. Iată, această pandemie s-a resimțit într-un mod diferit. Tocmai pentru că și adresabilitatea este cumva diferită. Diferită, și da. Și atunci femeile... Da. Exact. Vorbim de rochii care se poartă la anumite evenimente și evenimente, automat efectul. Eu fiind cunoscut ca și designer de evenimente, de red carpet, Cannes Film Festival, Venice Film Festival. Lucrurile sunt diferite. De covor roșu. De aici și diferența, din momentul din martie, de când a început, tot așa, am piesele pe care le oferim pe site sau sunt foarte, foarte multe, adică au... Lumea a perceput că chestia asta ca și un lucru foarte, foarte bun. Toată lumea a avut impresia Pelger este foarte, foarte scump. Într-adevăr, Pelger când mergi la atelier este foarte, foarte scump. Dar când Pelger are online outlet-ul, Pelger poate să fie și foarte accesibil tuturor femeilor. O să vreau să vorbim despre ținute. O să vreau să vorbim despre ținutele pe care să le purtăm, iată, în acest revelion. Acest revelion diferit, revelion de pandemie. Însă, imediat după câteva minute de publicitate, așadar, rămâneți alături de noi, revenim.